Concursul probelor scrise pentru ocuparea posturilor didactice vacante a antrenat în acest an 995 de candidați, chiar dacă inițial s-au înscris peste 1100. Doi dintre ei au fost eliminați, iar peste 10% s-au retras după ce au văzut subiectele. Au considerat că e preferabil să se retragă decât să obțină o notă neonorabilă. După ce au văzut subiectele, la o oră s-au retras. La nivelul județului, 960 de posturi sunt disponibile, dintre care 99 titularizabile și 761 pentru suplinire. Rezultatele se vor afișa duminică 18 iulie la cele două centre de examinare, și anume grupul școlar Voievodul Mircea și grupul școlar Constantin Brâncoveanu. Contestațiile se pot depune până la data de 19 iulie, urmând ca pe 20 să se afișeze rezultatele finale.